Fenomen meteo bizar în județul Suceava. O rafală de vânt de peste 100 de km pe oră i-a surprins pe câțiva șoferi care circulau pe DN17A. Mai multe autoturisme și microbuze, precum și o dubă mare cu remorcă, au fost aruncate într-un șans de pe marginea drumului. La fața locului s-au deplasat mai multe utilaje de la drumuri care au reușit să repună autovehiculele pe șosea. Din fericire, nu au existat victime. Șoferii au declarat că nu au mai întâlnit un asemenea fenomen meteorologic.